Torrent Moldova. În episodul anterior din Transformers Prime. Nemai având puterea matricei în el, el amintea cocoșului că Optimus a revenit la starea lui de dinainte de a fi Prime. Un semnal cu frecvență înaltă, cu un mesaj inclus. Unde e Optimus? Dacă nu știi unde ține Megatron ascuns Space Bridge. Space Bridge l-au terminat efectiv de construit fără supravegherea mea. Odată ce Space Bridge e securizat, trimitem după Jack. Voi trei va trebui să țineți destul de mult timp cu Jack și cu mine, ajungem pe Cybertron și înapoi. Cum aș putea să fiu eu Optimus Prime? Adevărata locație acestuia este învăluită în mituri, Jack. Din ce se spune, calea Prime te va conduce acolo. Trebuie să fim aproape. Vectorul Sigma e aici jos? Cheia nu a aparținut mereu Decepticonilor. Megatron l-a făcut capitala lor. Se pare că fără să știe vreodată ce au sub picioare. Transformers Prime. Orion Pax, partea a treia. Ce caută Decepticonii pe Cybertron? Au rămas câțiva în stază. Santinele, în caz că se întoarce inamicul. Jack, du-te! Serios? Fără Arcee, ea e ghidul! Nu, asistentă Darby. Arcee e rezerva lui Jack. Cheia este ghidul lui. Ascultă-o, Jack. Ai ajuns până aici. Optimus contează pe tine. Recepționat, mamă.
Orion, ai făcut progrese cu proiectul Iacon? Se pare că sunt mai ruginit decât credeam. Ar putea avea vreo legătură cu cercetările pe care le faci după program? Am uitat să-ți menționez că îți monitorizăm activitățile. De ce mă prezintă istoria de partea agresorilor Autoboți? Și de ce mi-a spus Starscream că sunt un Prime? Trebuie să știm. Cine sunt eu? Ești funcționarul meu. Acum treci înapoi la treabă și decodează baza de date. Nu. Aș șterge mai degrabă descoperirile decât să le folosești tu, discutabil. Chiar crezi că nu am fi urmărit și înregistrat fiecare frântură din studiul tău atât de prețios? A? O santinelă a fost activată pe Cybertron? Mi-ai spus că planeta noastră e moartă. Nu despre asta e vorba! Gărz, vei termina proiectul Iacon până când mă întorc. Dacă nu, îți voi scoate scânteia chiar în fața ochilor tăi. Jurnalul de bord arată că Space Bridge a fost setat pentru Cybertron. Și a rămas deschis? Singurul motiv pentru care Autoboții și-ar asuma riscul ăsta ar fi să-l recupereze pe iubitul lor Optimus Prime. Hei, băieți! Am intrat! Drăguț!
Asta e... Wow! Încep descărcarea, cred. Curând, Optimus. Nimeni nu ți-a spus să te oprești, Max. Cred că Megatron intenționează să folosească ce găsește în proiectul Iacon pentru a le face rău autoboților. Vă rog, îi putem avertiza. Asta o să ia ceva timp. Sigur că da. Vorbim despre înțelepciunea colectivă Prime. Tocmai scrapleți. Dacă rod din vectorul Sigma înainte ca matricea să se încarce complet... Deci, vectorul Sigma chiar e mai mult decât o legendă. Ați ajuns impresionant de departe pentru a vă recupera liderul. Fiți siguri, nu vă voi mai subestima niciodată. Presupun că cel numit Arsi va păși în portalul ăsta, având o matrice reîncărcată a conducătorului. Păstrăm Space Bridge-ul cu orice preț. Matricea. Să
să plecăm. Trebuie să recunoști, e un privilegiu să calci în picioare fostul lider al autoboților. Vă rog, opriți-vă! Destul! Sunt înarmat. Am ajuns. Ratchet, avem matricea. Venim acum. Ratchet? S-a întâmplat ceva. Nu se poate să nu plecăm, nu-i așa? Haide, Arsi, ca să pot termina linia Prime pentru eternitate! Nu pot permite asta, Megatron! Și ce-ți pasă ție, Orion Pax? Tu nu ești un Prime! Poate că e adevărat, sau e o altă înșelătorie, dar știu un singur lucru. Eu îi simpatizez pe autoboți, iar tu nu ești unul din noi. Poate că scânteia ta e în locul potrivit, Orion. Dar mai ai multe de învățat înainte să mă sperii măcar să stai drept în fața mea. Un moment care, din păcate, nu va veni niciodată. Ești sigur că merit asta? Nu ai idee. Ce drăguț din partea ta că ai venit la mica noastră întâlnire. Acum, dacă îmi permiți, matricea. Megatron, dispari! Ratchet, cum am ajuns aici? Poveste lungă, prietene bun. Baza către Arsi. Recepționăm 5 semnale vitale de autobot acolo. Prime cu voi? Și Jack. Da! E al nostru! Autoboți, înapoi! De data asta, el vine cu noi. Come on.
bună, Rafael! Wow. Uriașul își aduce aminte de noi! Wow! Deși se pare că sunt multe lucruri de care nu-mi amintesc. Optimus, a fost clipa noastră cea mai întunecată. Dar să știi atât. Din câte se pare, scânteia ta nu a încetat o clipă să fie a unui Autobot. Urmează Mordecai și Rigby. Din cauza că au niște slujbe atât de plictisitoare, intră în buclucuri și în aventuri ciudate și periculoase. Sună bine! Rămâi la Cartoon Network, urmează un show obișnuit! Dialoguri Ovidiu Mitrică, mixaj sunet Claudiu Bodrug. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media.